Accidentul s-a produs marți-noaptea pe DN2 la ieșirea din Urzicen spre Coșeren. Din primele verificări, un bărbat de 67 de ani din București conducea un autoturism pe DN2 din direcția Buzău către București. Într-o curbă la dreapta ar fi pierdut controlul volanului apătruns pe sensul opus de mers unde a intrat în impact frontal cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 51 de ani. Impactul a fost devastator. La fața locului au intervenit pompierii cu autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere, o ambulanță smurt și mai multe ambulanțe de la serviciul județean. După impact, două victime din autoturism au rămas încarcerate și, din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, au decedat. Alte două persoane din autoturism au fost rănite și au ajuns la spitalul din Urziceni. Traficul a fost deviat prin municipiul Urziceni. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.